Activitatea noastră, activitatea începe cu intonarea imnului național al României. Domnule primar al municipiului Călăraș, doamnelor și domnilor invitați, dragi copii, bine ați venit astăzi să fiți alături de noi la un eveniment foarte important pentru instituția noastră. Sărbătorim 172 de ani de existență a Jandarmeriei Române, 172 de ani de datorie și de asigurarea ordinii siguranței publice în sate, în comune și în orașe. Jandarmeria Română este o forță de elită a Ministerului Afacerilor Interne și nu numai. De anul acesta, Jandarmeria Română are președinția structurilor de jandarmerie europene și alături de jandarmeria din Franța, Spania, carabinieri din Italia, Spania, Portugalia, Olanda și Turcia, colegii noștri de armă care ne-au transmis salutările lor pentru sărbătorirea acestui eveniment. Înainte de a începe o prezentare a unui scurt istoric, dați-mi voie să adresez mulțumiri colaboratorilor noștri instituțional pentru deosebita colaborare pe care o avem. Vreau să mulțumim Centrului Cultural de Creație și Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, cât și Serviciului de Crucea Roșie pentru colaborarea pe care o avem și parteneriatul pe care l-am făcut pentru a sărbători acest eveniment astăzi. Vă mulțumesc, sper să vă bucurați astăzi alături de noi de evenimentele pe care le vom desfășura. Bine ați venit! Mulțumim, domnule inspector. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire mesajul inspectorului general al Jandarmeriei Române, domnul general de brigadă Alin Mastan, cu ocazia Zilei Jandarmeriei. Întâmpinăm în aceste zile, cu multă mândrie, împlinirea a 172 de ani de la momentul înființării Jandarmeriei Române, instituție a cărei istorie a început să se descrie în anul 1850, pe data de 3 aprilie, când domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Bica, a promulgat legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor în jandarmi. Înființarea Jandarmeriei Române a fost determinată de o cerință imperativă legată de asigurarea unui echilibru social într-o societate care, la acea vreme, avea nevoie de un corp care să vegheze la respectarea normelor de convenție socială. Acest corp, această instituție pe care o cunoaștem azi ca jandarmerie, s-a dezvoltat firesc odată cu societatea românească și a prezentat un instrument puternic și eficient pentru asigurarea liniștii sale și o forță capabilă să asigure echilibrul social. A sluji țara este o datorie pe jumătate. A sluji oamenilor este cealaltă jumătate a datoriei, spunea un celebru scriitor acum 200 de ani. Privind din această perspectivă,
istoria surprinde arma noastră în ambele ipostaze, apărând idealurile naționale pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor regionale sau mondiale, dar mai ales slujind în permanență comunitățile rurale sau urbane. Iar istoria recentă nuanțează și confirmă aceste ipostaze tradiționale ale armei noastre. Slujind țării, jandarmeria are un rol important în îndeplinirea angajamentelor externe ale României. Jandarmii sunt prezenți în efortul multinațional de gestionare a crizelor și conflictelor, luptând într-un război care, prin tranșee invizibile, dar prezente pretutindeni, amenință securitatea globală. Jandarmeria română se mândrește de-a lungul timpului pentru că a cooperat cu cei mai importanți actori mondiali de securitate, de la OSCE, UE, la ONU sau NATO, reușind să capitalizeze un important tezaur de experiență în ceea ce privește siguranța și securitatea oamenilor. Slujind oamenilor, jandarmeria are o prezență vizibilă în societate, răspunde rapid la orice situație deosebită sau de criză, are un dialog permanent cu reprezentanții comunităților, iar aceasta reprezintă esența imaginii de instituție credibilă și echilibrată în momentele de compunere sociale.